Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou video, boys. Începem încă o serie, că așa îmi place mie. Bă, sincer, personal, mă cam plictisesc să fac 2-3 clipuri din aceea serie și probabil e plictisor și pentru voi, așa, să avem gen câte un video diferit în fiecare zi a săptămânii, mi se pare insane. Vreau să-mi cer scuze înainte, e ora 5 dimineața, să-mi rup de oboseală și eu și Darius, omul care este acum pe Renga și vi-i prezint imediat care este faza și ce facem noi aici. Mai pe scurt, Darius la vârsta de 13 ani jumate, ceva în genul, a ajuns challenger, deci a făcut ceva ce momentan eu pe la 25 de ani încă mă, chidui, dar vedem, încercăm. Și titlul nici măcar nu este clickbait. Și acum o lună, 2-3 luni, nu? Sau ceva în genul ăsta, Darius. Da, ceva în genul. Acum vreo 2-3 luni și Scrubnub l-a lăudat pe Darius, clasându-l în top 5 cei mai buni Rengar pe care, da, îi știe el. Cum am zis, Darius a distrus absolut cam tot ce se putea pe une și îmi pare rău dacă îi vede vreun român chestia asta să a jucat pentru Darius. Nu vă căcați pe voi, cam așa a fost. A, cam distrus puțin leaderboard-ul cât s-a jucat până să fie contul un pic banat, trebuie să facă să fie vacanță. Da, mă rog, o mică problemă cu numele lui, că nu prea am înțeles băieții de la Riot la ce se referea și da părea puțin ciudat. Vulgară. Da, mă rog, părea puțin bulgar, dar nu era așa. Era mai mult în română numele, dar tradus motamon în engleză era ceva urât. Da, mă rog. E ok, na, aia și-a luat 14 zile, revine, dar asta momentan meciul ăsta este undeva prin platină, pentru că, na, Falcon nu mai are băiatul săracu. Mai ne permitem. Da, mai pot spune, dar este un jucător foarte bun de Rengar, nu e cel mai bun din lume, dar nu e nici cel mai slab pe departe. Astăzi o să ne arate Darius cam ce face el, ce face el pe Rengar, cum reușește să câștige peste 80% de meciuri. A făcut Diamond 2 pe un cont nou, dar Diamond 2 bătându-se în Grandmaster, nu? Grandmaster Challenger. Ah, Grandmaster Challenger, scuză-mă pe mine, cu 80% win rate. Adică cam în mare parte peste 70% de meciuri solo, nu? Ai jucat da, solo la început. Am jucat primele 15 meciuri. Ah, primele 2 și după aia am jucat doar solo. Exact. Și o să ne arate Darius cam exact ce face, ne spune el cam cum vede el meciul și cam cum joacă jungla și niște poate și eu o să învăț unele chestii. Bun. Hai să vedem pe Darius. Vezi că a, uite. Da. Nu, oricum nu o bate. Ok. Dar e și el și Master Ignite, din câte okay am observat, dar dacă dă Q mare. Dar uite că zici cum mă joc cu șoarece și pisica cu el. Ok. Bun, hai să... Hei! Mi-am luat puțin outplay. Dar unde mi-e Malzahar? De ce Malzahar moare la 1v1? Asta o să moară și el. Sau? Am Q pe o secundă. A, a fost un bit lucky. Unlucky. Hai să vedem pe la noi ce face Darius. Băi, nu știu dacă o să mai urle un câine pe fundal, a urlat până acum, a trebuit să așteptăm puțin că băi, era ceartă, bă, cred că ceartă în familie sau ceva la câinii ăștia pe care i-a aici, nu știu ce au pățit. Bă, întreabă pe Darius, legit, vreo 20-30 de minute s-au certat în continuu, filmăm așa târziu, pentru că, mă rog, vina noastră? A apărut un server nou de betting, ne-am cam băgat și cam ne-am jucat până la ora asta, ca să mă înțelegeți ce a făcut fratele vostru, dar nu uitați că facem live frumos în seara asta de la 8, începem iar cu live-urile zilnice, așa că o să discutăm acolo mai multe. Bun, Darius, momentan ai ghes, cred că doar o să farmezi, nu? Bă, momentan full clear că nu există obiective pe map, mid-ul moare iar, Masterin n-are cum să scoată kill pe bot, teoretic, că au toate summary-le up. Kill exhaust, flash-uri, Ryze, dă solo kill, fiind early game champion. În Malzahar, care e tot la fel early game champion, am văzut multă lume că a început să joace Malzahar din cauza lui Nemesis, care se joacă Malzahar pe serverul corean, sau unde da? Joacă el. Da, pe corean se joacă. Am văzut multă lume că se joacă Malzahar din cauza lui. El nu a zis că nu se joacă Malzahar de plăcere. Se joacă din cauza lui LS, că îi face flank dacă nu se joacă mages. Ok. Deci, da, el zica mult Ione și chestii de genul ăsta. Da. Se joacă mult Ione și chestii. Și Akali la fel, dar până la urmă Akali e clasa de assassin, nu e mage. Da. Mă rog, control mage, I guess. Mai bine zis. Totuși assassin, care are mult damage la 2 item. Acum, de exemplu, care e logica pentru care faci invade aici? Master e mai weak decât mine.
Și dacă o să dea Q moare? Dar nu o să dea. Okay, uite, o să nice dau. Da, să fie zonat. Aici o să dea el în plantă. Sau dacă nu dăm plantă, o să mergem după mastery. Aici. Okay, nice. Deci, what the fuck? A bit outsmarting them. Haha, how set can you be? Bă, nu, vă rog, nu mai scrieți în all chat, lăsați așa. A, uite, ce zici, doamne, ce zici, dai, dai mod, dai mod, dai mod, te rog, dai mod. Gen... O să-i dau mod. Da, și faz rip, ăsta report, I guess. O să-și ia, probabil ia bani. Că tu iei, tu iei bani 14 zile pentru o chestie la pentru nume un... și da, și... jură pe every game și... Na, rog. Ce se întâmplă? Bun, deci play-ul acolo era că Mastery n-are cum să fie mai strong decât mine pentru că aveam un level peste el. N-avem Ignite Advantage pentru că avem same Ignite, doar că are Conqueror, care e runa puțin mai superioară dacă e să o luăm logic, dar la 1v1 e mai slabă pentru că n-are Halo Blade în... și se duce Lethality. Și n-avea ce să facă pentru că era, se bătea legit în baș, în bașul meu. Se bătea în bașul și Gengar în bașuri e... Îmi dătea rese la pasivă, îmi dătea rese la orice. La pasivă dătea mai mult damage acolo, era combat. Am mai mult DPS față de el pentru că e early game. Și nu prea e așa mare DPS-er master in early game dacă nu ieși puțin de health și te joci Conqueror. Dacă se juca Halo Blade era altceva, dar se joacă Conqueror. Malzahar n-are mana de R, deci e cam bad. Invade-ul acolo. Facem ping aici să vedem dacă... Poate e Mastery acolo, că a dat Drake. Păi da, a dat Drake și ceva probabil o să fie... Să fie da, acolo mă gândesc și eu. Băi, doi, știu că cu clipul ăsta e cel mult lui Darius, pentru că, na, în timp ce joc și e destul de greu și mie mi-e greu după atâta timp, gen când fac clipuri, să vorbesc în timp ce joc. Dar, mă rog, avantajul, I guess, e că joacă măcar la un elo mai mic și e ok. Probabil o să fac un negresie pe care nu l-ar fi făcut niciodată dacă omul doar era pe spate și se juca. Mai ales că Darius e tipul de om care stă pe spate cu muzică și se joacă. Dar, eu zic că momentan e ok, nu? Momentan nu se întâmplă nimic, wow. Pot să și vorbesc. Explică de ce, de ce ai Ignite. Așa, de ce am Ignite? Mulți playeri joacă flash pe Rengar doar ca să facă anumite play-uri. Eu sunt genul care pot să fac play-urile și fără flash. Adică pot să scap cu ulta, pot să scap cu W, pot să scap cu mai multe chestii. Am mai multe escape-uri față decât aș avea cu W. Și eu mă bat destul de mult în early game. Și Ignite-ul sau Exhaust-ul te ajută destul de mult early game pentru că ai kill potential mai mare. Dacă nu faci 1v2, măcar faci 1v1. Poți să scoți pe cineva într-un 1v2 dacă nu-i bați pe amândoi. O să dai deny la healing-ul Mastery, de exemplu, cum e aici. Puteam să mă duc și Conqueror cu Exhaust pentru echipa lor, dar aleg să mă duc pe build-ul mai agresiv decât pasiv, pentru că nu sunt... Stai că nu știu ce să fac. Mă duc pe mid sau nu? Cam a murit Malzahar. Nu știu cum poate să moară Malzahar. E destul de low, da. Dau ră de aici ca să nu-mi vadă animația. Ce n-are nici R, dacă are flash oricum are. Deci facem free kill, Mastery își dă tu waste la Ignite și R. Mai pe scurt încearcă să ia cât mai multe, cât mai multe, cât mai multe resurse. Să se pună resursele pe mine, pentru că știu că pot să car match-ul indiferent. Acum am Essence River în bază, pentru că nu, nu-ți faci niciodată mitica first item pe Rengar. Îți iei întotdeauna Strider pentru letalitate, ca să e cel mai important, și după îți faci Essence River pentru DPS. Ai mai mult DPS cu chestia asta, plus cooldown-ul pe Q, care ai acum ai Q 3 secunde, ai 3 secunde minutul 11 pe Q, pe Rengar, care e assassin și combo-ul tău asta depinde. Ok, ăla-și cam lobei de la ulta lui Kayle. Ok, deci topul cam câștigă de tu aici un mic draw, dacă e, s-o e puțin logic, cred că mă duc eu să o bat pe Kayle. Ar trebui să pot. Kayle este smurf, by the way. Da, Kayle e un smurf. Da, nu, sau da, o încercare. Nu, acum, serios, chiar e cont de smurf. Mă rog, n-are winrate mare sau ceva, adică nu-i ceva de-asta balaur. Cel mai probabil scapă, da. Da. Am știut. Măcar e o experiență asta.
Și ăsta are wave-ul bun, o să mai dau un Q aici, să-mi fac 4 stack-uri și să mi le păstrez. Stack-urile se păstrează pentru că minunii dau în mine. Deci chiar e ok. Da, o să fac... asta e cea mai mare, mă rog, cea mai grea chestie de pe Rengar. Da, mă rog, și chestia care te diferențează între un Rengar bun și un Rengar slab, să-ți păstrezi stack-urile mai mereu, adică să nu le dai repede, pentru că ai 8 secunde, în alea 8 secunde poate ajungi în alt camp sau te întâlnești cu jungla sau se întâmplă ceva. Da, ceva. Exact. Niciodată nu trebuie să dai waste la pasivă. Ah, by the way, ce vă zic eu tot de la Darius știu, gen, că la fel eu am vorbit cu el, adică noi stăm non-stop pe Discord, e logic. Uite, de exemplu și eu ăsta, eu de obicei îmi dau eu sau alte abilități mai random, cum să zic așa, ca să-mi păstrez stack-urile de ferocity. Uh-huh. Aici îmi dătui chestia asta ca să-mi fac 4 stack-uri, ca să dau Q sau mai mult mobile speed. Aici pune Herald Mid pentru că nu știu unde e Ryze și o să dăm counter gank. Ryze era, își făcea lupii cel mai probabil. Mastery nu știu cât HP are, pare să fie low. Nu știu sigur dacă mă duc pe buff pentru că au ping, s-ar putea să vină Mastery aici, cel mai probabil. Uh-huh. Ori dacă nu o să vină Mastery, Mastery o să fie aici. Nu, o să fie la, o să vină la red lui. Uite-l. Păi m-a văzut. Și faza e că îl ignorăm pe Mastery. El o să creadă că... Bătem pe ăsta, îi dăm CC lui Ezreal, Ignite, aici fugim că nu știm dacă ne dă o Ryze One Shot și cam ăsta e play-ul. Okay. Aici poți să-ți dai ori recall, ori să-ți faci full clear, o să-mi fac full clear în top side și în bot side și top side. Da, și mă duc cu Eclipse, cred, în bază. Sau ar trebui să am Eclipse bază. O să te pare cel mai ok item pentru Rengar momentan? Da, Eclipse, mi se pare cel mai bun. Ai mult sustain și îți dă 4% penetration. În plus, față de pe fiecare item pe care ți le iei. Uite, Grants, a luat Legendary Items, 4%. Deci mi se pare foarte bun item-ul. La un moment actual pe Rengar. Da, era Exodia Rengar, se numea build-ul. Și te duceai Prowlers în Serpent și era foarte bun, pentru că dăteai foarte mult damage. Știi că oricum... Aici facem un mic sassy jump, ăsta așa one shot. Doamne, cât de mișto. Bun, jump-ul ăsta e foarte greu de făcut în anumite din anumite motive, pentru că wall-ul poate să se bugheze. Aici aveam Q în power și de aia. Mire și se la speed-ul, gen, ca să știți. Da, da, da. Zi, pasiva lui Rengar se scalează, să zic așa, cu un speed pe care îl are. Da, exact. Da, pentru că atunci când ești în buș mai ține un pic de tot și în funcție. Ține 0,32 de secunde sau ceva în gen. Eu nu și știu. Păi da, nu știu cum se numesc abilitățile, dar știu chestiile astea. Să mă orte că atunci când se numesc. Nu, legit, nu știu cum se numesc. Bine, cui pasă, adică... Știu de cât de chiu că se numește Bola, dar în rest... Da, da, în rest nu știu, Savage, Battle-ul lor... Ah, și Ulta știam, Trail of the Hunter. Dar în rest chiar nu știam. Mă rog, ia îți dai seama că asta e irrelevant cum dracu să numesc abilitățile, adică pe bune. Da, chiar e destul de irrelevant. Da, totuși. Ah, by the way, voi pe lângă, bineînțeles, like-ul și subscribe acolo frumos dacă vă place ceea ce fac, sau lăsați acolo în comentarii dacă vreți să continuăm seria asta în care aducem player români, după ce că am reacționat la toți playerii okay. Străini de X campioni. Dacă vă place să aducem player români în care ne explică, bă, uite cum joc eu campionul meu într-un match, vă dați seama că nu o să explice omul exact absolut tot ce face, că sunt în situații, dar măcar să mai vedeți așa câte un manja din când în când. Eu zic, lol, ok, aia a fost a bit super clean la prediction, dar ne luăm Mastery Draco cumva. What? Și Mastery Mastery îmi bate backline, nu? Cumva, iar. Cum mă bate Mastery backline, nu? Dar vine Mazahar, a, dar n-are da... Ba, îl bate, îl scot eu. What? Nu înțeleg cum, da, pe eu. Nu înțeleg cum ne cam bătu ăla backline, nu? Acolo, ăsta nu știu dacă o să dea feșec aici, nu cred că o să dea nimeni feșec aici. No. El se dă bază aici. E în mijloc acolo. No, eu nu cred că nici. Nu e niciunde, era în alcov probabil. Oh my god. Da, ne cam făcut un mic yoking. Ok. Dar oricum, meciul ăsta tot full clear. Full clear și-mi fac Essence River. Essence River, doamne, lădără. Să-ți faci lor Dominic, Mastery n-are ce să fac, am 3 level peste el, am aproape 4. Da, și legit, bun. De fiecare dată când faci World Cup la el o să-l omor de fiecare dată. Da, bun, încă un fact pe Rengar, de fiecare dată când faci Grompu să-l faci la 3 stack-uri. Să-l ceri să păstrezi stack-ul, pentru că Grompu când îl omori îți dă un stack de ferocity.
întotdeauna. Ok, uite, asta probabil mulți nu știau. Dar am aflat-o și eu atunci, de curând, random, când îl făceam. Păi, ca să înțelegi, chestia asta a fost băguită. Dacă aveai 4 stack-uri de ferocity și făceai gropul, ți se anulau stack-urile de ferocitate. What? Și de-aia și zic playerilor să păstreze 3. Că poate încă mai există bug-ul ăla. Mastery moare aici, iar o să-i dau E, că nu are... O să moară. Păi, dau... aici putea să dai orice ore. Am dat E pentru că știam că n-are reacție să-mi dea dodge la E cu Q-ului. Când poate să fac chestia asta. Și chiar dacă zădea Q, zădea Q, vedea în tine și îl băteai oricum. Da, da, exact. Adică ori puteam să... Făcut, exact, okay, orice ar fi făcut murea, pentru că aveam și Ignite, aveam și R, aveam și Smite, aveam tot up pentru fight-ul ăla. Ok. Momentan, ce văd eu, 150 CS, minutul 17, zici că ești pe lane. Da, am 150, am aproape dublu CS-ul lui. No. Am cam 7% kill participation. Aia pe boss se descurcă. Da, e one shot. Încă un sfat, pe Rengar când te joci și ești la crab și știi că nu e nimeni în zona ta, trebuie să dai neapărat smite. Pentru că smite-ul dă one shot. La shield și văzut, s-ar văzut că dau one shot la crab. Da, e bine că e damul lumea stării 5 și ce-a scris pe ce-ți chiar. Da, probabil că uite ce zic și... O să dăm ignore la asta ca să-i facem... Sau nu-i facem redu că nu se spawnă. O să moară Rice, cred. Doamne, nu poate așa. Da, nu moare Rai, nu? Nu-mi intră eu. Nu-mi intră eu. Cât am lucky am fost. Aici a fost un pic am lucky. Da, și faptul că te-a ținut Rai 2 ore în W, nu știu câtă fel a fost acolo. Puțin am lucky că Everfrost și Ignite the Mastery. Everfrost și EW de la Rise, well, am lucky, dar... Okay. Dacă mi-eșa, nu, play-ul acolo la Mastery dat eu mi-e spray. Nu trebuia să-mi dau Q, trebuia să-mi dau aici, trebuia să-mi dau EQ. Ca să dau damage-ul de pe E, îmi dăteau mai repede frog la electrocutici, un pic mai bad. Dar e oricum. Da, era... Trebuia să mă fi gândit mai repede. Bă, dar pare așa mult prea simplu, dar sincer, uite, te-a ajutat foarte mult și Ignite acolo când... Da, Ignite-ul te ajută în multe faze. Cum îl bat pe Mastery și de exemplu pe Ignite poți să ții pe Rengar dacă știi că oponentul tău poate să-și Ignite. De exemplu, mergea pe Mastery. Mastery nu are nevoie atât de mult de flash cum are nevoie de Ignite. Pentru că Mastery chiar nu joci cu flash, că n-ai avea de ce. N-ai pentru ce să-ți iei flash. Da, exact. O să-i zic lui Let Me Red Freeze. Că poate vrea să-mi facă redu. O să dăm skip la așa cu intenția că poate vrea să-mi facă de carry-ul redu. Când e even, să zicem. Ești măcar pe head. 2-2. Aici poți să sar pe plantă să-ți faci 2 stack de ferocity sau de obicei asta se face ca să ajungi mai repede să dai skip la anumite secunde. Pentru că na, cu 2 secunde întârziere puteai să fii de exemplu pe top acum unde. Da, sau n-am vision aici că puteam să fac chestia, din păcate. E o chestie interesantă. Da, n-are să se vadă top. Mai bine fac Herald-ul și dau split pe mid. Bun, și acum după părerea ta, dacă cineva vrea să... A, nu mai fac Herald-ul. N-am văzut în practic. Eu vreau să apuce de Rengar, da? Nu recomand. Hai să zicem cât timp ți-a luat ție ca să-l înveți? Ca să-l învăț la un nivel decent, cam 200 de meciuri, și ca să-l învăț la un nivel înalt, că 700 de meciuri sau ceva în genul. Deci, oricum, nu vă recomand. De 10 ori mai bine. Da. Și cu mai puțin timp investit, exact. Și cu mai puțin dar skill required. Dar totuși, cum, știi cum ți-am zis și eu, adică știi foarte bine cum mă joc eu lor, că dacă nu-mi place efectiv campionul și vreau să mă joc chestia aia, nu să mă joc niciodată. Da, da. Poate sunt, oricum, probabil playerii care se joacă for fun, da? Că, na, acum vorbim de jucătorii care, nu știu, sunt gold, silver, plat, da, da, bronze, da? Care se joacă, nu știu, să zici că unii au servii, să zicem, și vin acasă să joace 2 meciuri așa for fun să mai relaxeze sau, nu știu, că le place lor jocul sau că au liceu și se relaxează, ăsta e jocul lor, dar care se joacă cu prietenii. Probabil vor joace campioni care se pară amuzanți, nu o să joace nimeni Rammus Jungle ăla, așa știi? Ceva care e beta, da. Exact. Ce-ar trebui să înveți la Rengar prima dată? Bun, la Rengar prima dată trebuie să înveți clear-ul, să-l faci într-un timp, să fie sub 3.30, cred. Asta e cel mai important la campionul ăsta, clear-ul. Cred dacă îl faci la 3 cred că găsești, nu? Adică găsești, da, e trebuie mult să perfecționezi clear-ul.
Pentru că oricum, mulți player fac chestii diferite. Au acum pretestul și poate să intre toată lumea. Da, da, nu, dar faza e că mulți player fac chestii diferite. Eu, de exemplu, de Scrum, nu, Scrum face un clear complet diferit de cum îl fac eu. Pentru că el, când sunt ăia mici, el dă hit, un hit în fiecare, eu dau un hit într-unul și după dau W să iau pe toți. Deci sunt complet diferite. Și Pusipu, care e Timipu Challenger Vest, el face Redu și Wolf în același timp. What? Adică el îi face aici. Uite ce face. Ca Fiddle. Exact, ca Fiddle. Deci fiecare player are playstyle-ul lui pe Rengar. Unii Rengar își fac ăsta, își păsează stack-urile și fac reverse full killer chiar dacă nu mai merită, dar unii chiar îl fac. Și sunt multe clear-uri. Aici, uite, pot să dau R, chiar dacă mă văd, să mă duc să o iau pe Kayle, dacă o găsesc. Dacă nu, cred că te-ai jucat aici, vezi. Da, cred că dă tot e pe Kayle. Ce-a făcut, mă, s-a teleportat după ăla? Ia, o să vină să scoată ward-ul? Voiam să fac un double jump, dar nu vor să scoată ward-ul. Cred că dă tot TP, da, e șansă mare să fii dat TP kill. Oh my god, ok? Ăla disporu. Doamne, dar ai trimis în Brazilia cu aia. A murit aici, ah, yep. Da, nu aici e... Nu e, nu e fun campionul ăsta. Chiar nu e fun. Ce, Ryze? Doamne, da, Ryze. Ce sare Ryze? 200. Băi, Disney da. Și Ryze, adică văd că joci la... Adică e platină, dar cam CS-ul la unii dintre ei nu prea... Nu prea arată de platină. Da, nu prea arată de platină de zi, adică... Uite că până și la CS, topul meu, și mid-ul. Da, da, nu știu exact ce. Adică mulți playeri au început să se descurce mult bine pe far, să se axeze pe far și chiar e bine să facă chestia asta. Da, adică farmul de-astea pe dai prin Diamond 1, să zicem? Și acum da. Ai început să începi să le vezi prin platină. Da, uite cât de mișto e chestia asta, că am 1.8 HP și îmi dătură 3.1k damage. Din chestia cu W. Uite, de aia ce-mi place Eclipse-ul, pentru că Eclipse-ul e foarte bun cu W-ul tău, pentru că îți dă proc la el aproape instant. Și îți dă proc câteva persoane și îți iei healing-ul ăla de pe el. Aici, în cam minte echipa. Da, scala puțin. Are 2.7, adică nu e ceva. Nu, n-are, oricum n-are ce să facă, uite, și jump-ul ăsta e extrem de greu de făcut. Dacă ți iese, nu, no, cred că mi iese. Ți iese doar cu OQ empowered, jump-ul. Da, am fi putut să faci un ușor, dar cred că pot să-l fac și solo. Yeah. Ok. Nu îl fac solo, că e Malhar, dar poți să-l faci solo. Mi se pare că îți mai trebuie un item, dar la Infinity Edge puteam să-l fac solo. Pentru că am chestia asta. Da, asta mult. Știu eu, de la... ne-am jucat azi în Flex și gen... Făcea Darius al meu Baronul singur, prin ce noi toți eram băbat, adică... Da, e destul de broken, Omnivam postat de pe junglă, s-a băgat recent. Mamă, iar au început cum era asta. Da, lasă-mi Redu, te rog. Nu vreau, uite. Ba, nu, că mi-i lasă. Oh my god, mi-i mizei. Ok, păi? Pe momentul de față, efectiv, e flawless ce se întâmplă aici. Da, gen, da. Asta făcea Darius... În continuu, e unul din puținii oameni pe care îi cunosc că ies cu unii rei pozitiv din Smurfiu, ca să înțelegeți și pe chestia, pentru că și eu o să încep, o să fac un cont de la zero. Bine, am făcut deja 30 pe el, mă rog, are foarte puțin, o să joc împreună cu Luca și o să fie o puțină bătaie de cap, dar o să dați seama pe stream să povestim da, da, ce înseamnă Smurfiu. Ei poate văd acolo Silver și văd ce a pierdut un Silver sau ceva, dar nu, e total diferit. Astăzi e Smurfiu. Riot ne bagă pe toți care suntem level 30 și avem foarte puține meciuri la ranked într-un queue separat. Un queue separat unde poți să pici cu, la tine în echipă cu playeri care și-au făcut cont nou și sunt silver, gold și așa mai departe pe conturile lor main. În echipa adversă poate să-ți pice oameni ca Darius, care de exemplu se face un cont nou și joacă, da? Care, uite, Darius de exemplu o să joace pe alt cont acum cât, na, cât am vacanță dacă o să-mi scoată Riot, dar cel mai probabil o să trebuie să-mi scoată, pentru că Riot activi la videoclipul ăsta nu e ceea ce crezi. Nu e ceea ce crezi. Nu e ceea ce crezi, Riot. Vino pe Discord. Mi-a zis că-l cheamă Gheorghe. Un Rioter pe Discord cu mine și o să-i explic ce se întâmplă. Că nu e ceea ce pare cu numere. Dar acum continuăm chestia. De exemplu, poate să fie Darius în enemy team, da? Și cu Darius să mai fie încă cineva, uite, Brian, da? Care a fost challenger une, da? După s-a transferat. Mă rog, acum e Master Reuves, totuși, hai, da? Așa, și la mine să-mi fie... cineva random pe mid care a fost gold,
da, sau e gol pe contul principal și a făcut alt cont acum să urce mai sus. Adică înțelegeți acum care e ideea, cam cât de unbalance e puțin smurfiul ăla și de asta se strică foarte multe. Sau, de exemplu, mai sunt și playeri, pentru că până la urmă ăsta e adevărul, deși nu care? Recomandăm sau ceva, care efectiv își cumpără conturi random butate care probabil o să-și ia bani imediat, da? Nu le pasă, încep să te înjure în continuu, dau FF la meci și ți-e zi de meci. Exact. Și tu care ai stat ca prostul jumătate de lună să-ți crești un cont, să începi să grinduiești, îți destul de unul ăla un rate, adică... Deci asta e cel mai rău la Smurfkill, pentru că eu am avut un cont în Smurfkill pe vest și ăla cam muri. Așa, zi. Și am pierdut primul meci, am avut 4 interi. Am jucat solo în Smurfkill pe vest. Am avut adică, asta vreau să zic, gen pe tine te bagă silver, gold și așa mai departe. Tu ești gold, dar tu nu joci în gold. Da, păi eu de exemplu pe contul de aveam, eram de 1. Mă jucam din platina 1, am început să mă joc la tier de master sau ceva. Da, legit, gen știți că, mă rog, contul acum e master, nu mai e grand master, dar după 11 luzuri consecutive, că somehow n-am mai câștigat niciun meci să mă rog, așa, Darius putea să dea snipe. Darius în grand master, eu jucând cu jucători de challenger și așa, da, solo 2, el putea să dea snipe din platina 1. Ca să înțelegeți cam cum e chestia. Cum era MMR-ul. Acum revenind la joc, bă, nu știu, mie nu s-a părut că ai făcut ceva special. Bă, ceva special în afară. Bine, de faptul bă, că chestia, ai... Adică mă refer efectiv, ai știut când să... Unde să fiu și ce să fac. Da. În afară de chestia cu Rai de la un ăsta să treacă pe lângă mine, nici mie nu mi se părut ceva wow meciul ăsta. În afară de faptul că l-am bătut pe Master de mai multe ori, mă rog, și aici... Mă niște chestii acolo când și pe Bolt le-ai tași din gură când ai rugat eul așa random. Da, nu, ăla nu fu, eul ăla nu fu random. Nu, mă refer așa la șteu în el și te-ai pișat până la asta, oh my okay. God, cât damage da aia. Imagina ce tu aveai. Eu am aproape full build. Și ăla ce scor are? 2-8. Ah, ăla are 2-8. Și slavă prin, kill. Prin Eclipse îmi dă atât de mult damage. Slavă kill, slavă kill. Ah. Nu, cam asta e băieți când joci un campion atât de mult timp, începi să înveți limitele, chiar dacă campionul este bad sau nu este atât de bun în meta-ul respectiv, că a fost probabil patch-uri în care Rengar n-a fost deloc bun, nu? Păi da, nici acum nu e strălucit, sunt campion care fac de 10 ori ce face Rengar. E playable. E playable pentru că au băcat chestia cu smite-ul și cu Omniva, am făcut jungla pentru că poți să faci drake-urile mult mai ușor. Înainte a pus la foarte mult să faci un drake, ci de aia. Mi se părea destul de bad, Rengar. Plus că erau mulți campioni care te scalează, gen și... Pe ce o să te scalează mulți campioni, cum e Heka, cum e... Nu știu, Master ăsta putea să mă scaleze dacă e mai juca mai bine. Graves te scalează, că știi că o să iau meciul ăla. Nu stăm pe un Graves, deci... Sunt foarte mulți campioni care te scalează. Și nu e, faza e că nu e vina ta cum joci, e vina campionului, pentru că e... Atât de dependent de Tiamatul vechi, cu pasiva aia, te-a ajutat foarte mult la clear. Și Rengar fără clear nu e Rengar, din multe puncte de vedere. Ia să vedem unde se ceala. Nu face nimeni, nu urca pe aici? Aia știu în șoză pe Masterii dacă dă facerea. Așa, asta vreau cu Darius. Bun, fii atent ce fac aici. Aici nu o să mă duc pe kill sau ceva și mă duc pe aici ca să nu mă vadă Ryze. Deci să nu mă ia în... Dar s-ar putea să mi se ducă rău. Dar, well, nu se duce. Chestia asta e miliardul IQ. O să te dea World Cup în spate. Vezi? Doamne, că a dat drău instant în tine, t-ai văzut? Vezi? Îți iese că ăla o să dea World Cup în spate, pentru că e normal. Dacă vezi, Rengar, te aștepți să vină din față. Și de-aia și dau, de obicei, când sunt ăștia open, dau World Cup prin baza lor. De foarte multe ori fac chestia asta. Să arătăm runele, că am uitat de rune. Runele sunt... Probabil sunt... dacă puteți să dați și voi în comentarii pin exact în minutul ăsta unde arătăm runele, poate pentru oameni care au nevoie și chestii. Așa. Runele sunt basic. Sunt Electro, Ghetto, Sudden Impact, Able Collection și Ravenous Hunter. Și secundar Alacrity, Legend Alacrity și Cup de Gras. Niciodată nu vă luați Triumph sau altceva pe Rengar pentru că n-aveți nevoie. Aveți W-ul pentru tot, care e un fel de Triumph de 10 ori mai bun, care și vă scoate din CC-uri dacă e în power și chestii. Deci nu vă luați spațiul ăsta. Ce am remarcat e că ai omorât pe cineva cu ultimata boss și ai din nou ultimata. Da. Pentru că Lucidibus sunt broken. Sunt foarte broken și am... Ce cooldown-ul la ultima? 50.
Și ea, deci... gen, începe să-i curgă timerul de când o activezi? Da, exact. Adică eu pe bot, dacă o folosesc în ultima secundă, o să am cât, nu știu cât vine, stai să mă uit. Nu scrie, dar dacă o folosești cam în ultima secundă, sari în ultima secundă, atunci, de atunci o să-ți ia cooldown-ul din ea. Da, e cam minting acolo pe mid, că o să dau râd de aici pentru, dar nu o să dau modul să fac ăla. De Morgana se băgă înapoi în ei. Ok, scoasă pe unul. Uite. Asta e și cea mai mare chestie. Uite, sunt 3 champions scaling la ei și care stai intează. Da, și tu, champions. Tu n-ai ce să faci efectiv, dacă te duceai acolo puteai sări să mori. Scale, scale, scale și mastery care scalează, deci nu e vina campionului niciodată. Aia e faza pe Rengar. Uite, noi luarăm. Ăsta e al doilea nașor de luăm, dar n-am ce să fac, n-ai cum să le dai end-ul, pentru că au Rise, au Rise scale, au foarte mult wave clear. Noi trebuie să le, nu știu cum o să dăm end-ul ăsta. Trebuie să, nu neapărat să facem o dată, trebuie să-i bătim pe unul, trebuie să-i mal Zahar să prindă ultă pe cineva. Pe Zilean sau pe chestii, că și Zilean e destul de powerful pentru că îi ține în viață pe ea. Uite, noi avem pink-uri la ei în junglă, ei nu pot să te urcă la noi, la ei în junglă. Doar farmează în bază iar acum. Da, uite, doar scalează. Scalează, 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 scalează. Și noi n-avem ce să facem. N-avem un argument. Ai Israel? Bă. Ai Israel, ce faci? Nu, ăla fă Mastery. Da, Mastery era? Da, da, o să... Nu o să vină nimeni aici. O să se ducă toți pe top. Uite-i. Dă toți râde. Și asta se întâmplă în cam 9% de obicei. Îți iei out fucking scale la oricine. Campionul tău e bun. La one shot e bun. La multe chestii, dar nu e bun în fight-uri. Că eu chiar nu am ce să fac meciul ăsta. În mod ironic n-am. Acum, acum am ce să fac. Acum, acum putem să-i bătem. Acum putem să-i bătem. Acum se dă end-ul. Pentru că ea doi mor. Mastery, nu o să sar pe Mastery, sau? Nu o să sar pe Mastery care e Zilean lângă el. Nici nu o să dau pe ăsta, aștept aici să vină ăștia. Și acum dau, ca să le dau nașor buff. Și acum putem să dăm end, cred. Dacă mi-ar veni echipa și nu i-ar da round down lui Ryze. Ryze? Doamne cât l-a da. Și Ryze în bază. Ah, what? Da, uite. Cam asta se întâmplă. Luăm atâtea nașoruri degeaba, pentru că n-au cum să dea end-ul. O să vină Kayle. Voi băi, și apasă ghost-ul. Nu știu, dar e, nu știu ce face, dar iese. Iese. Hei, iese dubios, dar bine. Iese. Dar mers. Și are mază la râd. O să dă tu flash. Acum dă tu flash. Și asta nu mai are râd. Dar dacă bate Jax pe toți? Dar dacă l-a foxat pe Kayle. Da, da, se dă end, se dă end, hai. Hai băieți. Oricum, mult, ai 0 assist-uri, efectiv 300 CS, minutul 34, mi se pare... Deci, fii atent, asta e o chestie de mă diferențează pe mine de multiple de Rengar. Eu am aproape 10 CS pe minut, ca jungler. Pe Rengar, care e un campion destul de greu să farmezi. Mai ales în sezonul ăsta, dacă nu-ți faci... cum se numește, Iron Spike, e destul de greu să farmezi jungla. Pentru că n-ai AOE, singurul tău AOE e W. Am ce... Asta am vrut să ne organa, uite. Și cred că ăsta e meciul. Cel mai probabil? Vine Ryzen în 8 secunde. Vine Ryzen? Da, are super mulți vine. Da. O să fie, cred că asta o să fie micio. Stai să-mi iau shield-ul. Uite, și încă o chestie, dacă dai R și ești în baș, se dă jump instant. Ok, nice. Bun, am oprit și noi ăsta, că după aia apărea Discord-ul. Boys, nu știu dacă v-a plăcut sau a fost pe sentimentul vostru clipul ăsta, am fost și noi un pic de tot obosiți. Nu știu, eu sper că ați prins câteva tricuri aici la Darius, vă dați seama că și pentru el e puțin greu, nefiind, repet, cine o să fie invitat în seria asta, vă dați seama că n-au avut treaba așa să să facă YouTube, să fie gen super deschiși când se filmează vreun clip sau ceva, dar eu zic că te-ai descurcat super ok, super ok, Darius. Mulțumesc! Cum am zis, câinele ăla încă latră în continuu, doamne că nu mai pot.
Dar, na, până la urmă aici se adaugă și oboseala la amândoi. Am zis că ne jucam metin ca ultimii handicapați până acum și am fost morți, pentru că astăzi a fost oficial, mă rog, când vedeți voi clipul, ieri a fost oficial ultima mea zi de vacanță, în ghilimele, iar ne apucăm de aseară, ne apucăm din nou de streaming ca lumea și tot ce trebuie, dar am zis să stau și eu puțin pe spate câteva zile, pentru că acum chiar am chef de LOL. Spuneți ce părere aveți de seria asta, ce părere ați avut de Darius, dacă v-a spus chestii noi pe care nu le știați, dacă v-a impresionat cum a jucat, ca și realizări și chestii, nu trebuie să mai vorbim acum că n-avem de ce să lăudăm omul în continuu, pentru că e ok, nu, altfel nu luam în clip să spună chestii random sau nu știu ce. Darius, ai vreun cuvânt la final? Nu, n-am nici nimic de spus, dar dacă vreți să vă apucați de Rengar, să vă trebuie foarte multe meciuri și vă zic că nu e worth să-l masterizați, ca alți campioni mai buni. Și fac coach pe Rengar și pe jungler da, general. Am uitat să te zic asta, i-am zis lui Darius să-mi amintească la început. Gen, dacă chiar vreți, până la urmă, dacă chiar vreți să vă jucați Rengar sau sunteți deja main de Rengar sau așa mai departe, puteți să dați lui Darius mesaj, intrați la mine pe Discord, aveți Discord în descriere, îi dați lui Darius mesaj pentru că face coach pe Rengar. Fac coach și pe Rengar și pe junglă în exact, general. Exact, și pe junglă în general. Și credeți-mă, zice bine ce zice, pentru că după ce am stat la discuție așa puțin cu el, bineînțeles, la mine n-a fost treaba cu banii și astea, la mine am plătit în natură, dar e ok. Adică mă refer în ceapă, usturoi, de-astea ce mai are bunica mea în curte și astea, i-am dat lui Darius și a făcut și el acolo frumos o salată de vară și a zis, bă, merge de un coach. Și după coach ăla am cam început să îmi duc scorurile din Silver în Diamond 2. Diamond 1. Adică, înțelegi ce vreau să zic? Adică 20-0, chestii de genul ăla am început să fac prin Diamond, ceea ce m-a bucurat. Mă rog, am mai fost și loser, vă dați seama că nu câștigă nimeni, ci el pierde și Faker și toată lumea pierde meciuri, dar am început să joc surprinzător de bine. Așa că, da, chiar merită. Sper că v-a plăcut clipul, eu chiar m-am simțit bine făcând clipul ăsta și chiar e o serie care îmi place și sincer, adică o fac doar ca să mai laud și eu puțin din românii noștri, pentru că prea ne credem noi așa, chiar prea ne credem pe ai noștri ultimii proști și vai ce bun sunt alții în afară, lasă-mă că avem și noi oamenii noștri și mai am destui oameni pe care pot să vi arăt și de ce nu, dacă vă uitați și sunteți vreun jucător gen din Challenger și așa mai departe român, care, mă rog, probabil vă știu pe majoritatea, dar poate, nu știm, poate cineva, ci e vreun talent ascuns la noi pe UNE sau pe UVest și nu știm de el și chiar vrea să apară în seria asta, să-mi lasă mesaj pe Discord. Dacă nu, nu e absolut nicio problemă, pentru că avem o grămadă playeri cu care putem să continuăm seria asta. Lăsați-mi voi acolo în comentarii dacă vă place și eu o să mai aduc oameni care o să vă explice cam ce fac ei în mare, într-un meci, în timp ce ei joacă cu partajare pe Discord, cam explică cam ce fac ei acolo, pentru că vă dați seama, n-ai cum să n-are un om într-un clip de 40 de minute, dar să explice toată experiența lui de 5 ani de league sau ceva genul, adică e aproape imposibil, mai ales pentru Jungle, da? Mai ales pentru Darius, care în fiecare meci îl face alte decizii, da? Aproape every game. Probabil, na, a zis chestia cu că farmează și așa mai departe, chestii de care le face aproape fiecare meci. Dar, na, după, până la urmă, voi decideți, gen, voi care jucați decideți exact ce să faceți, dar poate unele chestii vă influențează de la el să, nu știu, să jucați mai bine. V-am pupat, mersi mult cum v-ați la clip, nu uitați, în seara asta ne auzim pe stream. Și până atunci, nu știu, baftă, feriți-vă de căldură, că probabil o să fie dezastru, sau dacă plouă, aia e, unlucky. Pa, pa!